Eve. Let's open with a word of prayer. Our Heavenly Father, we thank you. Tatăl nostru din cer, îți mulțumim. We pray that you would guide and direct us. Ne rugăm ca tu să ne conduci și să ne arăți calea. As we meditate upon eternal truths. Pe măsură ce medităm la adevărurile eterne. We ask for wisdom and guidance. Cerem înțelepciune și cerem conducerea ta. In the precious holy name of Jesus. În numele prețios al Domnului Isus. Amen. Amin. So this is the penultimate presentation. Aceasta este penultima prezentare. There's one more to go. Mai avem doar o singură prezentare în afară de asta. I've been speaking about the gender of God. Am vorbit despre genul sau da, sexul lui Dumnezeu. And I've tried to explain or to show the feminine and the masculine sides. Și am încercat să explic sau să arăt părțile feminine și masculine. Part of the way I've tried to do that is through looking at Bible symbols. O parte din modalitatea prin care am încercat să fac lucrul acesta a fost prin a privi la anumite simboluri din Biblie. When we looked at Proverbs chapter 1 verse 20, când am privit la Proverbe capitolul 1 versetul 20, sper că vă amintiți cu toții, am vorbit despre înțelepciune. We saw it was symbolized by a woman. Când am vorbit despre înțelepciune, am văzut că a fost simbolizată printr-o femeie. And you remember the name that I gave this woman. Și vă amintiți numele pe care eu l-am dat acelei femei. Sophia. Sophia. Now, it won't surprise you, hopefully. Sper că nu vă va surprinde lucrul acesta. That if you go into Greek mythology, că dacă mergem la mitologia greacă, you will see that Sophia is the goddess of wisdom. Veți descoperi că Sofia este de fapt zeița înțelepciunii. No, I didn't just pick the word Sophia or the name Sophia based upon Greek mythology. Dar eu nu am ales numele Sofia bazându-mă pe mitologia greacă. And I fear that some people may have thought that that's what I was doing. Și mi-e teamă că unele persoane cred că eu asta am făcut de fapt. You remember after the Babylonian captivity? Vă amintiți cu toții că după captivitatea babiloniană, the Medes and the Persians became the superpower of the world. Mezii și Persii au devenit superputerea mondială. And after the Medes and Persians came Alexander the Great. Iar după Mezi și Perși a apărut în scenă Alexandru cel Mare. And after the demise or the death of Alexander the Great, his kingdom became divided. Și după moartea sa, împărăția sa a fost împărțită, divizată. And one of the centers of education or philosophy. Și unul din centrele de educație sau de filozofie. Under the Grecian Empire. Din cadrul Imperiului Grec. Was Egypt. A fost Egiptul. Specifically Alexandria. În mod deosebit Alexandria. And sometime in this history, și cândva în această istorie, as the Greeks were
Hellenizing the world. În timp ce grecii elenizau lumea, they not only gave, they took. Ei nu doar ofereau, dar ei și preluau lucruri. So they took wisdom from other nations. Preluau din înțelepciunea altor națiuni. And one of the things that they wanted to do was to have the in their own language. Și unul din lucrurile pe care ei au dorit să-l facă a fost să ia Tora sau Vechiul Testament și să-l traducă în propria lor limbă. So they got 70 Hebrew theologians. Așa că au luat 70 de teologi evrei. Locked them in a room. I-au încuiat într-o cameră. Until they produced a Greek Bible. Până când au produs o versiune grecească sau greacă a Bibliei. It's obviously only the Old Testament. Evident, vorbim doar de Vechiul Testament. So the name of this Greek Bible is called the Septuagint, which means roughly speaking in English, the 70. Numele acestei Biblii este Septuaginta, care în engleză înseamnă efectiv 70. So I just want to point out that the subject of Bible translations is not a new subject or a new issue. Doar am vrut să evidențiez că subiectul traducerilor Bibliei nu este o chestiune nouă, o problemă nouă. In fact, it's been around, as you can see, for a long time. De fapt, această dorință de a traduce Biblia există de foarte mulți ani. Now you might think that a Greek Bible was an apostate Bible, as many conservative Christians do today. Ați putea să vă gândiți că o Biblie, versiunea greacă, este o Biblie apostaziată, așa cum cred mulți creștini protestanți în zilele noastre. So, many Christians will only use the authorized version or the King James Bible. Mulți creștini folosesc doar Biblia King James, versiunea autorizată. And when they translated from the Old Testament, they really did not use the Septuagint. Și când au tradus-o pe aceasta din Vechiul Testament, nu s-au folosit deloc de Septuaginta. So many conservative Christians, including Adventists, mulți creștini conservatori, saying it's an apostate version. Mulți creștini conservatori, inclusiv adventiștii, se țin deoparte de versiunea Septuaginta, spunând că este o versiune apostaziată. Line of thought. Bineînțeles, greșeala în acest mod de a gândi este faptul că atât Isus cât și apostolul Pavel când au citat din Vechiul Testament, ei au citat din versiunea Septuaginta, versiunea greacă, și nu din versiunea ebraică. Și fie este ceva ce oamenii nu cunosc, fie nu iau în considerare la modul serios. Ei doar ignoră practic acest fapt. If you go into the Septuagint, into the Greek Old Testament, dacă mergem la Septuaginta, la versiunea greacă a Vechiului Testament, and you go to Proverbs chapter 1 verse 20, și mergem la Proverbe capitolul 1 versetul 20, the Hebrew. Dacă mergem la ebraică, good, but that Hebrew word is chokmoth. Pronunția mea nu este foarte bună, dar acel cuvânt ebraic este chokmoth. But if you go to the Greek version, însă dacă mergem la versiunea din limba greacă și mergem la același verset, the word wisdom is not chokmoth. Cuvântul pentru înțelepciune nu mai este chokmo. It's, you guessed it, Sophia.
ci este, așa cum ați ghicit, Sofia. So, I just want to clarify, when I mentioned Sophia, I'm not going to Greek mythology, I'm going straight to the Old Testament. Așa că am vrut doar să clarific, atunci când am menționat despre Sofia, nu m-am dus la mitologia greacă, ci m-am dus direct la Vechiul Testament. There's în versiunea greacă, limba greacă. Like, este un cântec adventist care este ceva de genul: dacă este destul de bun pentru Isus, este destul de bun și pentru mine. Jesus can use the Greek Old Testament, so can I. Dacă Domnul Iisus a putut să citeze, să folosească Vechiul Testament în versiunea greacă, pot și eu. Sophia for wisdom. De aceea am preluat de acolo cuvântul Sofia pentru înțelepciune. Iar apoi ceea ce am făcut, I took us all to this little timeline here. V-am condus pe toți la această mică linie a timpului. And we went to the French Revolution. Și am parcurs Revoluția franceză. And if I can say it this way, și dacă aș putea să formulez în felul acesta, what distinguished that revolution was the idea of equity. Ceea ce a făcut diferența pentru această revoluție, ceea ce a diferențiat-o de toate celelalte, a fost ideea echității sau ideea rațiunii. Or human compassion. Sau ideea compasiunii umane. They encapsulated all of those thoughts. Ei au inclus toate aceste gânduri into the word reason. În cuvântul rațiune. Just like the Bible says to sinners, come, let us la fel cum Biblia spune, together. La fel cum spune Biblia păcătoșilor, haideți să ne judecăm, haideți să raționăm let us împreună. Think about the situation. Haideți să ne gândim, să analizăm situația. Let us talk about it. Haideți să discutăm despre and ea. Understand. Și să încercăm să înțelegem. If I can give a very crude and basic definition of wisdom. Dacă pot să dau o definiție foarte simplă și de bază a înțelepciunii. If we took the idea of knowledge. Dacă luăm ideea de cunoaștere, I de cunoștințe. Something. Faptul că eu cunosc and ceva. And then I take the concept of understanding. Iar apoi iau conceptul înțelegerii. So when you combine knowledge and understanding, când combinăm cunoștințele cu înțelegerea, wisdom. Spunem că this is avem înțelepciune. Of wisdom. Aceasta nu este o definiție din dicționar a înțelepciunii, definition. Ci este definiția mea. Înțelepciune egal cunoștințe pe care le poți înțelege. Many of us have lots of knowledge, but we don't understand the knowledge. Mulți dintre noi avem multă cunoștință, dar nu înțelegem acele lucruri pe care le cunoaștem. Special about wisdom. It's understanding what you know. Acest lucru este special legat de înțelepciune, este să înțelegi ceea ce cunoști. So in the French Revolution, așa că în cadrul Revoluției franceze, they don't just want to know things, they want to understand. Ei nu doar că doresc să cunoască lucrurile, ei vor să le înțeleagă. And what they're going to do, și ceea ce is fac what the Bible ei, tells you to do. Este exact ce Biblia îți which spune să faci. Și ce anume? În cartea Proverbelor, what does it tell you to do? Ce spune Biblia ca să faci? Wisdom, Sophia, înțelepciunea, she's Sofia, in the street, crying. Se află pe străzi și strigă. She's crying to be listened to. Strigă ca să fie auzită, ascultată. Now, foolish people,
Dar cei neînțelepți, cei They flee from her, they proști, ignore her. fug de ea, o ignoră. But others who are of a contrite spirit go to her and receive a blessing. Dar cei care au un spirit umil merg la ea și sunt binecuvântați. I argue that wisdom Eu susțin că înțelepciunea is the word, este cuvântul, the logos. este logosul. And the logos is nothing different than Jesus Christ. Și logosul nu este nimic altceva decât însuși Iisus In the Hristos. beginning was the logos. La început a fost cuvântul, The logosul. logos was God and the logos was with God. Logosul a fost Dumnezeu și logosul a fost cu This is Dumnezeu. Christ. Vorbim de Domnul So Hristos. wisdom is God and with God from the very beginning. Așa că înțelepciunea este Dumnezeu și este cu Dumnezeu încă de la început. So the most important thing besides love that you need to understand Așa că cel mai important lucru, în afară de dragoste, pe care trebuie that să you îl need to înțelegi possess și pe care trebuie să is îl ai în knowledge. posesie, este cunoașterea. Însă nu You need doar to cunoașterea, nu understand doar knowledge, cunoștințe, ci trebuie să înțelegi acele which means cunoștințe. you need to have wisdom. Ceea ce înseamnă că trebuie să ai și înțelepciune. The number one job function, the number one task of a human being Funcția numărul 1 a unei ființe is umane to understand themselves. este să se That's înțeleagă from pe sine. inspiration. Lucrul acesta It's este to din understand scrierile our inspirate. humanity. Este să înțelegem And umanitatea noastră. therefore, if you need to understand our humanity, Și prin urmare, dacă vei reuși să îți înțelegi you need propria to know our umanitate, humanity first. asta înseamnă că trebuie mai întâi să cunoști You do some umanitatea. research on the human form. Se fac anumite cercetări despre Get ființa some facts umană, and figures. obții anumite date, anumite Then rezultate, anumite cifre, understand the statistici, human being. iar apoi pentru a înțelege ființa And you will umană, be wise until salvation. dacă o vei înțelege, da, bazat pe acestea, This is why it's vei fi essential to înțelept pentru understand mântuire. the gender of God. De aceea este esențial să înțelegem despre Because genul it's the lui nature of Dumnezeu. God. Pentru că ține de natura lui Dumnezeu. Remember we spoke about this term up here, it's just in the corner. Anthropomorphism. Amintiți-vă că am vorbit despre acest termen, antropomorfism, It's giving God human characteristics. care înseamnă să îi atribui lui Dumnezeu caracteristici umane So we can understand him. pentru a-l putea înțelege. We are required to understand Și ni se cere să-l înțelegem because we're in the cataphatic stage of our experience, pentru că noi ne aflăm în stadiul catafatic al experienței not in noastre the apophatic stage of our experience. și nu în stadiul apofatic al experienței God noastre. is a mystery here. Dumnezeu este un mister aici, God is required to be understood in this history. însă în această istorie Dumnezeu cere ca el să fie înțeles, You pretinde need to aceasta. know and then understand. Trebuie să-l cunoaștem și trebuie să-l înțelegem. You need to know what God does. Trebuie să cunoaștem mai întâi ce face Dumnezeu, But then you need to understand why he does that. dar apoi trebuie să înțelegi de ce face el lucrul acela. An example. Un exemplu. I'm not going to give the answer. Nu vă voi oferi răspunsul. We know that God allowed slavery. Știm că Dumnezeu a permis sclavia.
That's knowledge. Aceasta reprezintă cunoștință, and cunoaștem asta. Însă dacă avem doar cunoștințe, it can make you angry. Lucrul acesta te poate face să te înfuri. Especially if you're a minority in a certain dispensation. În special dacă faci parte dintr-o minoritate care se află într-o anumită circumstanță. În America azi, dacă ești imigrant sau dacă faci parte dintr-o anumită rasă etnică, dacă nu ești alb, you read all of these stories in the Bible about slavery, you have knowledge. Și citești toate aceste istorii din Biblie despre sclavie, dobândești cunoștințe. And it can turn you against God. Și acele cunoștințe te pot întoarce împotriva lui Dumnezeu. There's a saying. Există un proverb, o zicală. A little bit of knowledge is dangerous. Puțină cunoștință, puțină cunoaștere este and periculoasă. Și este ceva adevărat. It's not just a quantity of knowledge. Nu doar cantitatea cunoașterii. What you require to have with the knowledge is to understand. Ceea ce ai nevoie alături de cunoștințe este înțelegerea lor. And what we have done as conservative Adventists, și ceea ce noi am făcut ca adventiști conservatori, if someone said to you, look at all the death, look at all the genocide, look at all the slavery, death, genocide, slavery. Dacă cineva lua Biblia și ne spunea, uite tot acest genocid, această sclavie, atâtea morți, atâția oameni morți, explică-mi. We would say, noi răspundeam, ours is not to reason why, ours is but to do and die. I'll paraphrase. Da, acea expresie despre care am mai zis, noi nu trebuie să judecăm, noi doar trebuie să acceptăm și să murim. Noi nu trebuie să ne punem întrebări despre lucruri. We just obey. We don't question. Noi doar ne supunem, noi nu ne punem întrebări, nu punem lucrurile sub semnul întrebării. Because we're apophatic. Pentru că noi gândim după modelul apofatic. Ignorant. Suntem ignoranți. We have knowledge, but no understanding. Avem cunoștințe, însă nu avem o înțelegere cu privire la ele. Me, este suficient pentru mine. But for thinking people, it's not. Dar pentru oamenii care vor să gândească, nu este suficient. Și am ajuns la o dispensațiune where we are required to understand the subject of slavery as one example. Când ni se cere să înțelegem subiectul sclaviei ca un exemplu. To go back into the scriptures and try to get into the mind of God. Să mergem înapoi la Biblie și să încercăm să înțelegem gândirea lui Dumnezeu, mintea lui Dumnezeu. He doesn't only not complain, so it's a double negative. He doesn't complain about slavery. El nu doar că nu se plânge legat de sclavie. He legalizes it. Ci chiar o legalizează. How disgusting is that? Cât de dezgustător este un asemenea lucru. Any reasonable person knows that that is sick. It's wrong. Orice om rațional poate să vadă că lucrul acesta este total greșit. And the not pathetic Christian, but the apophatic Christian. Creștinii apofatici. I'm going to call it the pathetic Christian. Pe care eu îi aleg să-i numesc creștinii patetici. Says we don't care. We still believe God. Spun, nouă nu ne pasă, noi cu toate acestea alegem să credem în Dumnezeu. And a thinking person would find that disgusting. Iar unei persoane care dorește să gândească, să raționeze, acest lucru îi se pare ceva and dezgustător. Today, so should you. Și azi, la fel, ar trebui să gândiți și voi. We are being dragged into the 21st century. Suntem conduși la secolul, în secolul 21. Some of us kicking and screaming. Suntem târâți în secolul 21. Unul dintre noi, slavery is just one issue. Practic, împotriva voinței noastre, da? Și sclavia este doar unul din aceste subiecte. I rubbed it out here, sorry, it was here. We'll just call it equality. O vom numi egalitate. We are now required to explain
what happened in the past. Acum ni se cere să explicăm ceea ce s-a petrecut în trecut. And if you have knowledge, slavery, și dacă avem acea cunoștință despre sclavie, de exemplu, if you understand why it happened, dacă ajungi să înțelegi ceea ce s-a întâmplat acolo, de ce s-a întâmplat, you combine knowledge and understanding and you have wisdom. Dacă combini cunoștințele cu înțelegerea, dobândești înțelepciune. And that's where we're supposed to be today. Și aici, acesta este punctul în care ar trebui să ne aflăm azi. It has been explained using different language. Acest lucru a fost explicat folosind diverse formulări. The Apis bull. Taurul apis. Form. Forma. Then spirit. Iar apoi spiritul. It's the same concept. Este același concept. Knowledge, wisdom. Cunoștințele și înțelepciunea. So, my contention is, preocuparea mea este, my argument is, sau argumentul meu este, if you want eternal life, dacă vrei viață veșnică, you can't just pray. Nu poți doar să stai și să te rogi. You can't just accept things. Nu poți doar să accepti pur și simplu toate lucrurile. You have to understand what you're doing. Ci trebuie să înțelegi ceea ce faci. And this is why. Și acesta este motivul. Many times. Acesta este motivul pentru care de multe ori I have pushed people's, in English we say we push your buttons. I force you to think. De aceea, așa cum este o expresie în engleză, when I discussed the subject of prayer, v-am forțat cumva să gândiți când am discutat despre subiectul rugăciunii. In my opinion, too much of our prayers are mysticism. Pentru că, based upon mysticism. În opinia mea, prea mare parte din rugăciunile noastre sunt misticism. It verges or borders on spiritualism. Și sunt la graniță cu spiritismul de-a dreptul. We pray like pagans. Ne rugăm asemenea păgânilor. The Bible forbids us from doing that. Iar Biblia interzice o astfel de rugăciune. We say many words and we don't know what we mean. Spunem multe cuvinte, dar nu înțelegem exact ce vrem să spunem de fapt. The more words you have, the longer the prayers, the more holier they are. Cu cât au cuvinte mai multe, cu cât rugăciunile sunt mai lungi, cu atât se consideră că sunt mai sfinți. Pray a certain time of the day. Sau dacă te rogi la anumite ore din zi. You forbear sleeping and do prayer sessions all night long. Nu dormi și faci sesiuni de rugăciune toată noaptea. These are what mystics do. Lucrul acesta îl fac misticii. These are not what thinking Christians do. Lucrul acesta nu îl fac creștinii care raționează, care judecă. People who know about prayer and understand prayer. Acei oameni care nu doar au cunoștințe despre rugăciune, dar și înțeleg rugăciunea. This is not a study on prayer. Acesta nu este acum un studiu despre rugăciune. Don't get distracted by that. Nu vă lăsați distrași de aceste afirmații. My point is the following. Ideea pe care vreau să o transmit este următoarea. The French understood one thing. Francezii au înțeles un lucru, un anume lucru. The number one important thing in life is to understand. Faptul că numărul unu, cel mai important lucru în viață, este să ai înțelegere. Reason. Și ei au numit-o rațiune. And that's where they got this idea of the goddess of reason. De aici le-a venit această idee a zeiței rațiunii. Now, they've got a sense of humor. Și ei au cumva un simț al umorului. And like us, Christians, și asemenea nouă creștinilor, what did they want to do to reason, to wisdom? Ce au vrut să facă cu această înțelepciune, cu această rațiune? They want to use this methodology, anthropomorphism. A vrut să folosească această metodologie, antropomorfismul. It is the very thing we do.
Este exact ceea ce facem și noi. And they're going to turn wisdom into what? Și ei transformă astfel înțelepciunea în ce anume? Into a woman. Într-o femeie. They do it, I'm going to say roughly, 2,500 years after we did. Și ei fac lucrul acesta, aș putea să spun, la cam 2500 de ani după ce noi deja am făcut asta înainte. Sophia, they called it the goddess of reason. Noi am numit-o Sofia în Biblie, iar ei au numit-o zeița rațiunii. They've got a sense of humor. Ei au cumva un simț al umorului. So they used a real woman to enact or to personify reason. Așa că s-au folosit de o femeie reală pentru a înscena sau a personifica rațiunea. Why we think it's silly. Și nu pot să înțeleg de ce noi credem că ceea ce ei au făcut este ceva nebunesc. Why we think it's wrong. De ce credem că este ceva greșit ce au făcut Why ei. We think it's immoral. De ce credem că este ceva imoral. They just borrowed the concept from us. Ei doar au împrumutat acest concept de la noi. The more you would look into their symbology, I think the more you would learn. Și cu cât privești mai atent la simbolismul folosit de ei, cu atât vei învăța mai mult. I didn't intend to spend so much time talking about wisdom. Nu am intenționat să petrec atât de mult timp vorbind despre înțelepciune. But I'm fearful that people have misunderstood me. Dar mi-e teamă că oamenii m-au înțeles greșit. That you can take one history and overlay it on top of another. Că poți să iei o istorie și să o suprapui cu o altă istorie. And we can take from the book of Proverbs one concept. Putem lua un concept din cartea Proverbelor. And when an atheistic society mimic or copy that. Și când o societate ateistă mimează sau copiază acel concept, we think they're crazy. Considerăm că este ceva nebunesc. I don't see any problem with it. Dar eu nu văd nicio problemă în ceea ce ei au făcut. Any difference. Nu văd că este cu ceva diferit we have de Biblie. To rise above the human, rise above the literal. Trebuie să ne ridicăm deasupra a ceea ce este literal, omenesc. Not get fixated about the human, that literal woman. Nu trebuie să rămânem fixați pe omenesc, pe acea femeie, la modul literal. This is the personification of wisdom. Care era doar personificarea înțelepciunii. Of course they have to call it the goddess of reason. She has to be a goddess. Și bineînțeles că a trebuit să o numească zeița rațiunii pentru că ea trebuia să fie o zeiță. For one thing, she has to be female. În primul rând, ea trebuia să fie femeie. And the other thing, she has to be God. Și în al doilea rând, ea trebuia să fie Dumnezeu. They didn't invent this. It's straight out of the scriptures. Ei nu au inventat lucrul acesta, ci este preluat direct din Biblie. Proverbs 1, John 3. Proverbe capitolul 1, Ioan capitolul 1. Study the subject out for yourself and you'll see it there. Studiați acest subiect pentru voi înșivă și veți vedea că este acolo. So, they're going to place wisdom on a pedestal where it belongs. Așa că ei pun înțelepciunea pe un piedestal acolo unde they're este locul. A literal woman. Ei nu se închină la acea femeie la modul literal. I don't understand why we can't see that. Nu înțeleg de ce nu putem vedea lucrul acesta. I want to remind you if you think that is wrong. Și vreau să vă reamintesc dacă lucrul acesta vi se pare greșit. The Israelites worshipped a metal snake. Gândiți-vă că israeliții s-au închinat unui șarpe din metal. That was stuck on a pole. Care era atârnat de o prăjină. Which is worse? Care dintre aceste două vi se pare ceva mai rău? We have a problem with that. Why don't we? Nu am avut probleme cu ceea ce au făcut israeliții. De ce nu? Bowing to a woman or worshiping a metal snake. Să te închini înaintea unei femei sau să te închini înaintea unui șarpe pe o prăjină. All of you would defend that. Cu toții ați apăra ceea ce au făcut israeliții. To the spirit of prophecy to the Old Testament and explain it.
Ați merge la spiritul profetic, la Vechiul Testament și ați încercat să explicați ceea ce au făcut And you ei. would say, Însă ați zice, using that apophatic model, folosind acel model de gândire apofatică, don't quite ați spune, nu pune întrebări legate de acel șarpe, ci doar închină-te înaintea lui, pur și simplu. Fast brain, don't use your slow brain. Folosește creierul rapid, nu te folosi de creierul încet, da? Folosește-ți creierul rapid, nu cel încet. Fast brain, your mind, use the fast mind, not the slow mind. Da, mintea rapidă, nu mintea înceată care analizează. Is there a connection problem or you don't understand what I'm saying? Este o problemă de conexiune sau nu înțelegeți ce spun? Okay, are you back? Okay, I'm just going to switch translator. Da, voi schimba traducătorii. So you would use your fast brain, not your slow brain. Deci vom folosi creierul rapid, nu creierul încet, creierul care gândește încet. Dacă îți ia mai mult timp să analizezi, să gândești acest lucru, vei muri între timp. My argument is, what's the difference? Dar argumentul meu este, care e diferența până la urmă? You will know that snake is the personification of Christ. Cu toții știți că acel șarpe este personificarea Domnului Hristos. You don't have any problems with that. Și nu aveți nicio problemă cu aceasta. I think we should be humble enough, gracious enough to view the French Revolution in the same light. Deci dacă nu avem o problemă cu ceea ce au făcut evreii, ar trebui să vedem și Revoluția franceză prin aceeași prismă, prin aceeași perspectivă. Remember, aduceți-vă aminte. I'm going to call this the Age of Enlightenment. Voi numi aceasta epoca Iluminării, secolul this Iluminării. Is the first European power for over a millennia. Este prima putere europeană de după o perioadă de un mileniu. This is the first European power for over a millennia. Deci este prima putere europeană după un mileniu de timp. I'm getting problems with my translators. I'm just going to switch to someone else. Deci am probleme cu traducătorii. Okay. Since antiquity, which is the Grecian and the pagan Roman empires. Încă din antichitate, vorbim de Imperiul Roman și Imperiul Grec. There is no nation that had made so much progress. Nu este nicio altă națiune care să fi făcut atât de mult progres. And how did they do that? Și cum au reușit ei să facă lucrul acesta? What was the catalyst for making such rapid changes? Care a fost catalizatorul care i-a propulsat să facă schimbări atât de rapide? We all know the answer. Cunoaștem cu toții răspunsul. It's found in Revelation chapter 11. Răspunsul se găsește în Apocalipsa capitolul 11. And the problem that you're faced with is the following. Și problema cu care sunteți confruntați este următoarea. What does it say in Revelation 11? Ce spune în Apocalipsa 11? What did they do? Ce au făcut ei? It says they crucified the Savior. Spune că l-au răstignit pe Mântuitorul. Now, by any measure, that sounds negative. Oricum ai vrea să măsori, să analizezi asta, sună ca ceva negativ. And how did they crucify the Savior? Dar cum l-au răstignit ei pe Mântuitorul? In the person of his two witnesses. În persoana celor doi martori ai săi. In the person
of his two witnesses. În persoana celor doi martori ai săi. They took Christ. L-au luat pe Hristos. And they personified it in two witnesses. Și l-au personificat sub forma a doi martori. And who are the two witnesses? Și cine sunt acei doi martori? Moses and Elijah. Moise și Ilie. We can express it another way. Sau am putea să exprimăm lucrul acesta într-un alt mod. Not Moses and Elijah. Nu Moise și Ilie. The Old Testament and the New Testament. Ci Vechiul Testament și Noul Testament. Which is the Logos. Care reprezintă Logosul. Sophia. Sau Sofia. So they're going to crucify God's word. Așa că ei răstignesc Now, cuvântul lui Dumnezeu. 11, it looks ugly. Și în Apocalipsa 11 lucrul acesta pare ceva foarte rău, urât. Stay with me. Rămâneți cu mine, urmăriți-mă în continuare. Is it a good thing or a bad thing that they're going to do? Deci este ceva bun sau ceva rău ceea ce ei au făcut? Crucifying the word of God. Să răstignești cuvântul lui Dumnezeu. Eradicating it. Să-l eradichezi. Good or bad? Este ceva bun sau ceva rău? We know the answer. Cunoaștem răspunsul. It's right here. Răspunsul îl avem chiar aici. They made... Ei au făcut un progres rapid. Progress that had been resisted and delayed for over a millennia. Progres căruia i-a fost rezistat și care a fost împiedicat mai mult de un mileniu. Ei merg înapoi cu secole în urmă în gândirea lor. Who was stopping that progression? Și cine a oprit acel progres al gândirii? Christ. Christianity. Hristos, creștinismul. The Bible. Biblia. The Bible had stifled that nation. Biblia a oprit acea națiune, a împiedicat dezvoltarea acelei națiuni. The Bible had strangled its thought processes, destroyed its ability to think. Biblia i-a strangulat procesele de gândire, i-a blocat abilitatea de a gândi. Once they took the Bible out, odată ce au scos afară Biblia, they could look at 1791, 1789. Ei au putut să privească la anul 1791-1789. Și numim aceasta, am putea numi aceasta Declarația Drepturilor Umane, codul. Version 1. Codul penal, versiunea 1. 1810, penal code version 2. În 1810, codul penal, versiunea a doua. Once they took religion out, took the Bible out. Odată ce au scos Biblia afară, ce au scos religia afară din ecuație, să zic așa, went well for them. Totul a decurs bine în dreptul lor. What did they now have? Ce aveau ei acum? Wisdom. Aveau înțelepciune. They called it the goddess of reason. Au numit-o zeița rațiunii. And so the problem that you are confronted with, așa că problema cu care ajungi să te confrunți, because you're going to take the perspective that's found in Revelation 11, pentru că vei aborda perspectiva pe care o găsim în Apocalipsa 11, that this is an evil nation. Vei considera că aceasta este o națiune rea. Let's turn there. Și cum o descrie Apocalipsa 11? Să deschidem la Apocalipsa 11. Revelation 11. Apocalipsa 11. Verse 13. Versetul 13. No, not verse 13. Nu versetul 13. Verse 7.
11:7. Deci Apocalipsa 11 versetul 7. When the two witnesses, the Bible, când cei doi martori, when Biblia, they finish their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them and shall overcome them and kill them. Când ei vor fi terminat mărturia lor, fiara care se ridică din groapa fără fund va face război împotriva lor și îi va învinge și îi va ucide. And then God is going to describe this city. Iar apoi Dumnezeu va descrie acel oraș, acea cetate. With two words. Folosind două cuvinte. The great city. Da, marea cetate. France. Franța. Is described as Sodom and Egypt. Este descrisă ca Sodoma și Egiptul. Bear that in mind. Țineți minte aceste două cuvinte. So, what we need to understand is when you look at a story, ceea ce trebuie să înțelegem este că atunci când privim la o anumită istorie, when you look at an object, când te uiți la un anumit obiect, there are different ways to look at the subject. Or the object. Sunt mai multe moduri în care poți privi la acel subiect sau la acel obiect, perspective diferite. Am discutat despre aceasta de multe ori înainte, în trecut. Problema noastră este, noi credem că există doar o singură variantă, o singură versiune. Versiunea din Apocalipsa 11. Franța cea rea. Destroys the Bible. Care a distrus Biblia. And rejects God. Și care l-a respins pe Dumnezeu. Making them evil. Făcându-l să pară ceva rău. A beast that comes out of the bottomless pit. O fiară care se ridică din adânc. A new, Ellen White calls it, a new manifestation of satanic power. Ellen White o numește o nouă manifestare a puterii satanice. Gândiți-vă la aceasta, cum o numește Ellen White. And I'm saying it's a great thing. Iar eu vin și spun că este ceva bun, ceva. I want to remind you. Lucru bun ce au făcut ei. A bottomless pit is what? Vreau să vă reamintesc. O groapă fără fund, ce semnifică? Semnifică un mormânt în care cineva este înmormântat. Așa că această fiară se ridică din mormânt. Ceea ce înseamnă înviere. Aceasta înseamnă că Franța a fost bine și a fost în regulă înainte. When and where? Dar când și unde? The answer is given to us. Răspunsul îl avem, ne este dat. Egypt. În Egipt. We'll leave Sodom for the, out of the story for the moment. Lăsăm deocamdată Sodoma deoparte. Who killed Egypt? Cine a ucis Egiptul? King of the North. Împăratul de He nord. Died. Și acesta a murit. Buried for millennia. A fost îngropat pentru mai multe milenii. Somewhere in this history it dies. Undeva în această istorie Egiptul moare complet. And then what happens? Și apoi ce anume se întâmplă? It resurrects. La un moment dat învie. Good or a bad thing? Este un lucru bun sau un lucru rău? It depends upon the storyteller. Depinde cine este povestitorul, care este perspectiva. Și în această perspectivă, I'm saying it's a good thing. Dar în istoria mea, da, eu zic că este ceva bun. To the story or the version of the same story in Revelation 11. Dar versiunea pe care eu o prezint cu privire la această istorie este diferită de versiunea din Apocalipsa 11. The legitimacy of doing this. Iar voi trebuie să decideți dacă este legitim să faci așa ceva sau nu. As for me and my house, cât despre mine și casa mea, I will follow the Lord. Eu îl voi urma pe Domnul. Because he gives us permission to change the story perspective. Pentru că el ne dă permisiunea aceasta de a schimba perspectiva asupra unei istorii. I stand with Paul and Ellen White. Eu stau alături de Pavel și Ellen White.
They take a story and they change it. Pentru că or they give it a different perspective. Ei fac lucrul acesta. Avem exemple în care ei fac lucrul acesta, în care iau o istorie și schimbă perspectiva, oferă and o perspectivă diferită asupra acelei istorii. Now, iar perspectiva pe care eu o ofer acum is not one of my own inventing. Nu este una pe care eu însumi doar am inventat-o așa it's după based capul meu, inspiration. Ci este una care se bazează pe inspirație. And if you don't understand line upon line, și dacă nu înțelegi linie peste linie, if you don't understand three-dimensional time, dacă nu poți înțelegi timpul tridimensional, that you can layer histories on top of each other, faptul că poți să suprapui diferite istorii una peste cealaltă, this won't make any sense to you. Înseamnă că lucrul acesta nu va face sens pentru tine. And you'll leave this presentation thinking I'm an apostate. Și vei pleca de la această prezentare gândind că eu sunt un apostat. You decide for yourselves. Tu trebuie să decizi pentru tine însuți. So I'm saying, așa că ceea ce vreau să spun, the French did a good job. Este că francezii au făcut o treabă bună. They were free. Ei au fost liberi. Unshackled from that Christianity. Ei s-au eliberat de acea, de acel creștinism și de acea Biblie care le-a blocat mintea și i-a împiedicat să gândească. When they designed their penal code, când ei au conceput codul lor penal, you will only have legitimate crimes in that document. Ei au decis că în acel document vom scrie doar crime, not manufactured legitime, ones. Nu greșeli sau crime inventate. Ones that were created, they will say, by the Catholic Church. Cum a fost în trecut inventate de Biserica Catolică. Not just Catholic, it's Protestant. Da, și nu punem aici doar catolicismul, punem și protestantismul. So I'm saying, ceea ce vreau să spun, they develop a penal code, este că ei au dezvoltat un cod penal which is fair and reasonable, care era cinstit și rezonabil, stripped of all religious or Christian dogma, care a fost curățat de orice dogmă religioasă sau creștină. Eu nu vreau să spun că acești oameni erau perfecți. We are only talking about one issue. Noi discutăm acum, luăm în discuție doar un anumit aspect, line, o anumită chestiune în această linie care o pornește din antichitate, papacy, merge la papalitate, from paganism to papalism, de la păgânism la papalitate, to the king of the south, la împăratul de sud, the resurrected power, la puterea care a înviat, through into the rest of Western Europe, și care s-a răspândit apoi în Europa de vest. This is the story of sodomy. Aceasta este istoria sodomiei. And in order for this story to develop, iar pentru ca această istorie să se dezvolte, what do you have to do? Ce anume trebuie să faci? You have to remove the Bible. Trebuie să îndepărtezi Biblia. I want that thought to sink into your minds. Aș vrea ca acest gând să pătrundă adânc în mintea voastră. You go from the beginning and run through. Pornim de la început și parcurgem această istorie. Sodomy, sodomia is not a natural crime. Nu este o it's a crime that's been crimă naturală. By Christians. Și este o crimă care a fost concepută de creștini. The ancients understood that and the French understood that. Cei din antichitate au înțeles aceasta și francezii au înțeles aceasta. Și cine a mai înțeles aceasta? The Christians did. Creștinii au mai înțeles. Everyone knows. Toată lumea știe. Today, azi, things seem a bit different.
lucrurile par să fie puțin Many of diferite. you are confused on this subject. Mulți dintre voi sunteți în confuzie cu privire la acest You subiect. Think this has something to do with natural law and it doesn't. Voi credeți că are ceva de a face cu legea naturală, dar nu are. Remember what the French said. We read it yesterday. Aduceți-vă aminte ce au spus francezii, am citit ieri. They will remove all false or bogus crimes. Că ei vor înlătura orice delict sau nelegiuire, infracțiune care este falsă, care nu este o infracțiune sau o nelegiuire împotriva omenirii. That have been manufactured or created by religionists. Ci sunt infracțiuni sau nelegiuiri care au fost inventate de oamenii religioși. You can't put your finger on the religionist. Nu puteai să arăți cu degetul pe către oamenii religioși. So what do you put your finger on? Așa că ce puteai să faci? What do you point to? Spre ce anume arăți cu degetul? The two witnesses. Spre cei doi martori. Who are the personification of God's word? Care reprezentau personificarea cuvântului lui Dumnezeu. So they need to be attacked. Așa că aceștia trebuiau să fie atacați. You have to kill those two people. Trebuiau să-i ucidă pe acești doi martori. Who are themselves a personification of Christ. Care ei înșiși erau o personificare a lui Hristos. Christ is the word. Domnul Hristos este cuvântul. Logos. Logos. Old and New Testament. Vechiul plus Noul Testament. I want us to see how we have a neat, tidy story. Vreau să vedem cum avem o istorie foarte clară, concisă. How we have a neat and tidy story. Cum avem faptul că avem o istorie frumoasă, Now, clară, what is the problem in all of this? Ordonată, da, concisă. Care este problema cu toate acestea? You've heard me testify. M-ați auzit mărturisind. I like the goddess of reason. Îmi place zeița rațiunii. And if I like her, și dacă îmi place de ea, if I worship her, dacă mă închin ei, who else do I worship? Pe cine, cui altcuiva mă mai închin? Sophia. Da, dacă mă închin zeiții rațiunii, mă închin și la Sofia. Deci dacă mă închin la Sofia, atunci cui mă închin de fapt? În același, implicit. Implicit mă închin la Logos, la cuvânt. Care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu. Deci care este Hristos. Deci acum avem de face cu o dicotomie. Either you love the Bible or you hate the Bible. Which is it? Deci până la urmă, iubești Biblia sau urăști Biblia? Care e anume? So I want to leave us with the following thought. Vreau să vă las cu să rămâneți cu următoarea idee, cu da, următorul gând. If the French nation Dacă națiunea franceză had not been given a corrupted Bible, nu ar fi avut parte de o versiune coruptă a Bibliei, if they had been given the true word of God, dacă le-ar fi fost oferit adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, pure, unadulterated, pur și nealterat, there would have been no need to kill it. Nu ar fi fost nevoie să îl ucidă. It, the two witnesses. Pe cei doi martori vorbim despre asta. Alive and well, nurtured, fed, ei taken care of. Ar fi rămas bine și în viață, ar fi avut grijă de ei, ar fi iubit, îngrijit. But they had a corrupt word. Însă ei au avut parte de un cuvânt corupt. They had to target the criminal. Prin urmare, ei au trebuit să țintească acel criminal. They can't attack a human being, so they have to attack the book. Nu puteau să atace o persoană umană, așa că au trebuit să atace so what is cartea. The problem here?
Așa că, care este problema aici? We come back full circle. Ne întoarcem și facem un ciclu complet, facem un cerc complet. They cannot ask the Christians, dacă îi întrebăm pe creștini, what kind of a book is this? Despre ce carte este vorba? Ce fel de carte este aceasta? It has strange ideas. Care are idei stranii. Wrong ideas. Idei greșite. And what do the Christians say? Și ce spun creștinii despre Biblie? Ours is not to reason why. Nu trebuie noi să ne întrebăm de ce este așa. We just do what we're told. Noi doar executăm, facem ce scrie acolo, nu gândim, like nu ne punem întrebări. Luăm lucrurile ca niște oameni care nu gândesc, apophatic. Pentru că noi avem o gândire apofatică. And the French won't have any of it. Dar francezii nu vor să aibă nimic de a face cu aceasta. And neither should you. Și nici voi nu ar trebui să aveți nimic That's de a face cu problem aceasta. Today. Aceasta este problema cu care ne confruntăm azi. We are going through our enlightenment. Noi trecem prin propria noastră era a iluminării. I worship the Bible. Da, eu mă închin, iubesc Biblia. Names. Putem să îi dăm diferite nume Bibliei. Putem să-i spunem că este cuvântul. Putem să spunem că este Logosul. Christ. Putem să spunem că este Hristos. Sophia. Sau Sofia. Goddess of reason. Zeița rațiunii. Whatever name you want to give, it's all the same. Indiferent ce nume ei da, toate reprezintă același lucru. Problema este many of us are worshiping a corrupt Bible. Că mulți dintre noi ne închinăm la o Biblie, la o versiune coruptă a Bibliei. I'm not saying the version that you read is wrong. Nu vreau să spun că versiunea pe care o citești este greșită. The problem is not the printed words. Problema nu sunt cuvintele tipărite. Nu este, da, cu privire la cuvântul tipărit. Problema sunt instructorii, cei care îți explică Biblia. Părinții. Your interpreters. Interpreții. They have given you dogma. Ei ți-au oferit niște dogme. They have not fed you with the word of God. Și nu te-au hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu. We are in a place. Noi ne aflăm azi într-un punct. Just like the French were. La fel cum s-au aflat francezii atunci. That they were asked to believe a lie. Când își dau seama că li s-a cerut să creadă o minciună. And they said we won't do it. Și ei au spus că nu vrem să facem așa What ceva. Was their solution? Și care a fost soluția pe care ei au găsit-o? Burn the Bibles. Să ardă Biblia. Free themselves. Să se elibereze. What is our solution? Care este soluția noastră? Because it's certainly not to burn the Bible. Pentru cu siguranță soluția noastră nu este să ardem Biblia. No. What are we required to do? Dar ce trebuie noi să facem? Take two things and join them together. Să luăm două lucruri și să le împreunăm la oaltă, să le legăm. Cunoștința plus înțelegerea. And who is it that understands? Și cine sunt cei care înțeleg? Daniel chapter 12. Daniel 12. The wise shall understand. Cei înțelepți vor înțelege. When you got knowledge and you understand, what is it? Când ai cunoștințele necesare și ai și înțelegerea ce înseamnă asta, aceasta, că ai înțelepciune. Or the noun, you are the wise. Sau substantivul, ești înțeleptul. So our task today, deci sarcina noastră azi, our job function, treaba noastră, funcția noastră, is to metaphorically or symbolically, este ca în formă simbolică sau metaforică, să spunem așa, burn the Bible. Să ardem Biblia. Which means destroy all of your old concepts. Ceea ce înseamnă să distrugem toate vechile noastre concepte. Those wrong ideas of reading. Acele idei greșite legate de modul de a citi Biblia. The slavery, the patriarchal system. Sclavia, sistemul patriarhal. Slavery. Sclavia. Headship.
conducerea male priesthood. Bărbătească în familie, da, all of these preoția masculină. Are wrong. They need to be destroyed. Toate acestea sunt modele greșite care trebuie distruse. The French managed. Francezii au reușit să facă lucrul acesta. They literally burnt the Bible. Ei au ars Biblia la modul literal. And they came out of darkness. Și au ieșit din întuneric astfel. Și noi trebuie să facem același lucru. We need to destroy these old apophatic models and come to cataphatic models. Trebuie să distrugem acele vechi modele apofatice și să adoptăm aceste noi modele cataphatice. How do you do that, you ask? Dar cum să facem lucrul acesta, puneți întrebarea. You need a key to begin to unlock that door. Ai nevoie de o cheie pentru a începe să dezlegi aceste gânduri și cheia este chiar aici. Cheia o avem în istoria milerită. Este cheia pentru a desluși, de a dezlega cine este Dumnezeu cu adevărat. Aceea a fost pentru noi o epocă a iluminării, simbolizată de către ce anume? Ce este aceasta? Ce reprezintă aceasta? Time. Reprezintă timpul. We were setarea de date, by cred the că. Millerites through the study of time setting. Am fost guduiți de mileriți prin studiul lor despre setarea de date. Was that translated okay? S-a tradus? Okay. So the Millerites, mileriții, understand time setting. Au înțeles setarea de date. And time setting is going to free them from church dogma. Și setarea de date este cea care îi eliberează de dogmele bisericești. And so I want to call it the Age of Enlightenment. Iar eu vreau să numesc aceasta epoca iluminării, era iluminării. Toate acestea au loc în aceeași istorie. The history of the French Revolution. Istoria Revoluției franceze. The history of the European revolutions. Istoria revoluțiilor din Europa. And who is going to put a stop to that enlightenment? Și cine este cel care vrea să împiedice această iluminare? Who will squash it? Cine vrea să o calce în picioare acea iluminare? The Christians will. Creștinii sunt cei care fac lucrul acesta. Seventh-day Adventists will destroy this. Adventiștii de ziua șaptea vor distruge acest lucru, această iluminare. Și intrăm din nou într-un veac al întunericului, al apostaziei. We call it from Revelation 3. Noi o numim din Apocalipsa 3. Laodicea. Laodicea. 1850. 2 years after the year of revolution. În 1850, la 2 ani după anul Revoluției, după anul 1848, and we have been stuck in that mindset. Noi intrăm în starea laodiceană și rămânem în acea mentalitate peste 100 de ani. And now, iar acum, in the age of enlightenment, în secolul iluminării, în era iluminării, the illumination of the midnight cry, în iluminarea strigătului de la miezul nopții, we are being asked to do what? Ni se cere să facem ce anume? Gird up the loins of your mind. Să ne... Da, okay, în... din Efeseni. Let me see if I can find that. Take your mind. Să vedem dacă pot să fac lucrul acesta. We need to rethink. Trebuie how să we regândim God's word. Modul în care înțelegem cuvântul lui Dumnezeu.
What part of his word do we need to reevaluate? Ce parte din cuvântul său trebuie noi să reevaluăm? The same issue these people were dealing with. Aceeași problemă cu care aceste persoane se confruntau. How do you relate to other human beings? Cum te raportezi, cum relaționezi cu alte persoane, cu alte ființe umane, nu cum relaționezi cu Dumnezeu, cum te raportezi la Dumnezeu. Nu problema legată de sabat. That's not our test today. Nu acesta este testul nostru azi. The test of marriage. Ci este testul căsătoriei. Human relationships. A relațiilor interumane. That's what we're being confronted with. Cu acest lucru suntem confruntați azi. And the only way you will pass this test. Și singura modalitate, singurul mod în care tu vei trece acest test. Figuratively speaking. Vorbind la modul figurativ. Is if you put your head into a furnace. Este dacă îți bagi capul într-un furnal, într-un cuptor cu foc. And burn or destroy the dross, all the false ideas, the false concepts that are in your mind. Și arzi sau distrugi ideile false, conceptele false care se află în mintea ta. The wrong way of reading and understanding the Bible. Modurile greșite de a înțelege și de a citi Biblia. Literally destroyed the Bible. Francezii la modul literal au distrus Biblia. You have to do it figuratively. Iar noi trebuie să o facem la modul figurativ, spiritual. Which means you have to destroy or remove your false concepts of God's word. Care înseamnă că trebuie să distrugi, să îndepărtezi conceptele greșite cu privire la Dumnezeu. The wrong concepts of how you and what you read. Ideile și conceptele greșite despre modul în care citești Biblia. This is where freedom lies. De aici pornește libertatea. And there are people in our movement who don't want to do that. Și sunt persoane în mișcarea noastră care nu vor să facă lucrul acesta. They want to remain in the dark ages. Ei vor să rămână în evul mediu întunecat. They want to try to get new wine and put it into old water, into old wine bottles. Ei vor să încerce să ia vinul nou și să-l pună în sticle vechi, skins, în burdufuri vechi. Skins. În engleză cuvântul era piei vechi, pentru că erau din piele de animal. Și Biblia spune ce se întâmplă dacă tu încerci să faci așa ceva. The bottle, your brain will burst. Da, burduful care reprezintă creierul tău se va sparge, va exploda. Cannot retain this new wine, this new message. Pentru că mintea veche nu poate să rețină, să păstreze acest vin nou, acest mesaj nou. Nu e compatibil, da. You have to be born again. Trebuie John să te naști din nou, cum spune în Ioan capitolul 3. And that's where many of us are stuck. Și în acest punct suntem blocați mulți dintre noi. You think you are born again under the ministry of this person. Tu crezi că ești născut din nou sub lucrarea, ministerul acestei persoane. Deci tu trebuie să te naști din nou, nu în timpul lucrării lui Ioan, ci a lui Iisus. Dacă nu ești pregătit să privești la cuvântul lui Dumnezeu după acest model, după modelul pozitiv. Positive doesn't mean a good mood. Pozitiv nu înseamnă să fii într-o stare psihică bună sau negativ înseamnă să fii supărat, trist. Negative means mysticism. Negativ înseamnă misticism. Spiritualism. Spiritism. You're not prepared to go to God and challenge and think. Dacă nu ești pregătit să te duci la Dumnezeu și să pui sub semnul întrebării, să gândești, să încerci să înțelegi lucrurile. Noi trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat cu învățătura despre
sâmbătă și duminică. How and why it has been replaced. De ce a fost înlocuită această învățătură? You have to understand why we require women to wear trousers. Trebuie să înțelegem de ce cerem femeilor să poarte pantaloni. So that they can be an object lesson for people to see. Pentru ca ele să poată să fie un o pildă pentru alții ca să vadă. You have to understand why we require women to be leaders in this movement. Trebuie să înțelegeți de ce cerem ca femeile să fie lideri în această mișcare. Why we have to give them preferential treatment. De ce trebuie să le oferim tratament preferențial? The old way of thinking, the old wineskin. Vechiul mod de a gândi, vechiul burduf, brain. Creierul neconvertit. Jesus said to Peter, when you're converted, then you can do something. Isus i-a spus lui Petru, când vei fi convertit, apoi vei putea face un anumit lucru. That's what the problem is for too many of us in this movement. Și aceasta este problema cu cei mai mulți dintre noi în această mișcare. You think you're converted and you're not. Faptul că credeți că sunteți convertiți, dar nu sunteți. You need to be converted on the present truth. Trebuie să fim convertiți cu privire la adevărul prezent. Not on good truth. Nu cu privire la anumite adevăruri bune. Sunt multe adevăruri în cuvântul lui Dumnezeu, dar adevărul prezent este ceea ce are nevoie turma. What that means is this. Ceea ce înseamnă aceasta este următorul lucru. Many of us like the taste of the old wine. Foarte mulți dintre noi ne place gustul vinului vechi. Like the taste of the new. Dar nu ne place gustul vinului nou. John chapter 2. Ioan capitolul 2. If we don't understand the seriousness, the life and death issue of equality. Dacă nu înțelegem seriozitatea, chestiunea de viață și de moarte a mesajului egalității. We're like these people. Suntem asemenea acestor persoane. Those, whether they were Catholics or Protestants, they're all the same. Fie că erau catolici sau protestanți, sunt cu toții la fel. Pentru că atunci când ajungem la anul 1789, la istoria Revoluției franceze, the Protestants are harlots. Protestanții devin curve. Revelation 17. Apocalipsa 17. You cannot trust that old way of thinking. Nu te poți încrede în acea veche modalitate de a gândi. And whilst the Millerite movement was led of God, și în timp ce mișcarea millerită a fost condusă de Dumnezeu, it faltered and failed towards the end. Spre finalul ei și ea a greșit și a eșuat. It wasn't able to complete its task. Nu a reușit să-și ducă la îndeplinire însărcinarea. It got taken over by the Adventist, we'll call it the Advent movement, the Adventist Church. Și a fost înăbușită cumva de mișcarea adventă sau de biserica adventistă. And they locked they locked the box and threw away the key. Da, ei au încuiat acea cutie și au aruncat cheia. And there was no way of understanding the truth as it is in Jesus. Și nu a mai fost cale să poți să înțelegi adevărul așa cum era el în Hristos. They spoke all the good words. A vorbit toate cuvintele bune. But they were locked in Laodicean darkness. Dar au fost blocați în acel întuneric laodicean. Dar azi, the midnight cry has unlocked that truth. Solia strigătului de la miezul nopții a deblocat acel adevăr. What you need to decide for yourselves is the following. Ceea ce tu trebuie să decizi pentru tine însuți este următorul lucru. Whether you are willing to have a new mind in Christ. Dacă ești dispus să ai o minte nouă în Hristos. The Bible says it this way. Biblia formulează în Let this modul mind următor. Be in you.
această minte să fie în tine, care a fost și în Iisus Hristos, această gândire, who being found in the fashion of a man, care, deși avea forma unui om, thought it not robbery to be equal with God. Nu a, cum este exact, nu a crezut ca un lucru de apucat ca să fie egal cu Dumnezeu. When you can understand what that verse means to you personally, când poți să înțelegi ceea ce înseamnă pentru tine personal acest verset, as they say in the English, you will have arrived. Așa cum se spune în limba engleză, ai ajuns. You will have eternal life now. Poți să ai parte de viața veșnică chiar acum. And we will all be able to see that. Și noi cu toții vom putea să vedem lucrul acesta. By their fruits you shall know them. După roadele lor îi veți cunoaște. We will be able to look at you and see how you treat people. Vom putea să privim la tine și să vedem modul în care tu tratezi persoanele. Not how strict your Sabbath keeping is. Nu cât de strictă este păzirea ta cu privire la sabat, but how strict you are in dealing with people fairly and properly. Ci cât de strict ești în a trata oamenii corect și a te purta corect. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Our Heavenly Father, we thank you. Tatăl nostru din cer, îți mulțumim. We pray and ask that you would guide and direct us. Cerem ca tu să ne conduci. Father, I pray for myself. Tată, mă rog pentru mine. And I hope that every single one of us bowed before you now. Și sper ca fiecare dintre noi care suntem acum plecați înaintea ta. Sends up a prayer for themselves. Să trimită către tine o rugăciune pentru el însuși. Lord, for so many years I was in darkness. Doamne, pentru atât de mulți ani eu am fost în întuneric. As a Christian. Ca și creștin. Thinking I understood who you were. Crezând că am înțeles cine ești tu. The reality was. Însă realitatea este. I wasn't interested in who you were. Că nici măcar nu mă interesa cine ești tu. I was content just to follow the rules. Eram mulțumit doar să urmez niște reguli. The dogmas that were given to me. Dogmele care mi-au fost date. I thank you for the light of the midnight cry. Îți mulțumesc pentru lumina strigătului de la miezul nopții. That's given me the strength and the energy. Care mi-a dat puterea și energia. To investigate your word. De a cerceta cuvântul tău. To challenge my own thought processes. Ca să pun sub semnul întrebării propriile mele procese de gândire. Mă rog ca să am viață veșnică and that I might have it more abundantly. Și să o am din belșug. I pray in Jesus' name. Și m-am rugat în numele lui Isus for myself, pentru mine and for my brothers and sisters. Și pentru toți frații și surorile mele. Jesus' name. Amen. În numele lui Isus ne-am rugat. Amin.